Salutare tuturor, eu sunt Rareș și acesta este al 11-lea episod din Minecraft cu Rareș. Haideți să începem! În episodul de astăzi vreau să facem o sală de sport, după cum v-ați zis în episodul anterior. Bun. Avem level 31, așa că haideți să enchantăm ceva. Haideți să ne enchantăm sabia de diamant, să vedem ce o să ne pice. Adică să ne vrăjim sabia. Bun. Haideți să mergem acolo. Așa. Deci, aici la enchantment table. Hop. Bun, să fie cu noroc. Doamne ajută, am breaking 3. Am breaking 3 numai. Ei, nu pot să credă. Cea mai inutilă sabie. Dar este de diamant. Iar am breaking 3, adică nu se sparge așa de ușor. Ceea ce este bine. Dar numai am breaking 3, serios. Bine. Haide să mergem. Bun. Știu că avem niște quartz aici. Din episodul... un episod mai știu care. Avem aici un stack și 32 de quartz când am mers în Nether. Bun. Cu quartzul acesta vreau să construiesc acea sală de sport, fiindcă este alb. Uitați, eu zic că chiar se potrivește. Nu știu cum ziceți voi, dar eu zic că se potrivește. Bun. Sala de sport, nu știu unde să o facem. Acolo vreau să este parcul de distracție. Acolo este măcelăria și măcelarul, casa. Aia, în care ar trebui să stea un măcelar. Dar, na. Și sala de sport, unde să o facem? Haide să o facem, uitați aici. Deci avem aici la către casă. Bun, acolo este către parcul de distracții și măcelă. Nu, sala de sport. Nu, unde să fie? Acolo e casa mea. Poate acolo undeva. Dar nu, că haideți în partea aia. Sau unde? Aici vreau să fie niște case. Atunci o facem în partea aia, da. Acolo o facem. Uitați așa. Bun. În partea aia, acolo, oase, da. O să mergem și într-o căutare de un cățel. Încă chiar vreau un cățeluș drăguț și frumos. Bun. Sala de sport... Cred că pe aici o să fie așa. Bun. Da. Pe aici. O să facem așa frumos un drum. O să acopăr eu aici off-camera. Da. Bun. Sala de sport o să fie... Uitați aici, fiindcă avem mare drumul unde putem să ne facem. Uitați aici, e mare spațiu. Și uitați un enderman, nu vreau să mă uit la tine. Du-te de aici. Așa. Bun. Haideți să construim sala de sport. Deci cam așa. O să fie mai mare. Bun. Să fie cam așa. Da, haideți să fie așa. Și asta le facem la intrare. Numai nu cred că o să ne ajungă quartul. O să merg și o să mai sparg. Uitați așa, intrarea regală, ce să mai... Intrarea pentru sala. Haideți să facem așa cu 3. Deci avem aici 3 în partea asta, 3 aici. O să punem așa 3 ușe aici, chiar dacă... Măi, endermenule, deci endermenii ăștia parcă vor să... Deci ei vor ca tu să te uiți la tine. Hai să te atace, deci nu știu, ați văzut cum se băga în fața mea. Și așa îmi făcea mereu.
Может, улетели. Да. Вот. H, команда D. Раз у фиаша моя лунга, все субтире. Я уже кости достойно ли пуни, пини, аша. Бон. Haideți să mergem aici, am curățat iarba. Podeaua vreau să fie din bărci, lemn din ăsta. Haideți să strângem câteva. Încă eu zic că chiar arată bine ca podea. Bun. Dar, na. Avem aici bărci log. 48 ne ajunge oare? Să vedem. Nu e foarte mare sala asta, dar aici să fie așa câteva exerciții, știți? Să fie că nu încap mulți oameni aici să facă sport, dar încap, nu știu, 5-6 oameni încap. So, la, o să facem și aparate, așa cu niște lână, cred. O să strângem de la ferma aia noastră. Bun. Avem oi și am găsit și în sfârșit găini. În episodul anterior am găsit găini pe episod. Yes. Gata. Am... Da, o să ne trebuiască un stack. A, sau... Nu. Cred că un stack și 6, fiindcă atât dirt am strâns și cam atâta virtuță ar trebui să punem. Probabil că nu o să ne ajungă doar atâta, fiindcă este puțin și avem... Am luat un stack și... Da, deci un stack și 6 de virtuță, cred că o să ne trebuiască. Pentru că am luat un stack și 6 de dirt. Aici, da. Bun. Haideți aici. Și scuzați-mă dacă vi se pare că sunt un pic răgușit. Mai că de-abia acum m-am trezit. Și da. Bun. Haideți să luăm lemnul. 52. Ne ajunge, cred. Nu ne trebuie mai mult. Da. Cred că ne ajunge că... Da. Nu știu și ce ziceți, cum arată acest bărciun. O să vreau să fac aici haltere, o linia de abdomene și mai multe chestii. Și o să facem așa ca un fel de manechin aici, cu o să strângem niște piele. Și o să facem aici un armor stand și cu niște cu armură de piele, ca și cum ar fi un om real. Deci, nu știu, mi s-ar părea interesant și acolo în casa aia în care stă un măcelar ar trebui, dar nu stă. Încă e Minecraft totuși. Așa, acolo. Bun, așa. Acolo să pun iarăși un manechin din ăsta, ca și cum ar fi. Și puteți să vă instalați și data pack-uri. Cred că o să fac un tutorial. Vă arăt cum să instalați. Adică data pack-uri cu capete de monștri. Adică să existe o șansă când omorâți un monstru sau un mob, o vacă, ceva, să vă pice capul ei. Da, este foarte interesant și nu știu. Ce vreau să iau? Da. Așa, de sala aia de sport. De ce m-am dus aici? Nu știu. De ce m-am dus aici? Nu știu. Bine, haideți înapoi. O să ne trebuiască niște coarzi, cred. Fiindcă nu ne ajunge. De fapt, sigur, nu ne ajunge. Fiindcă este prea puțin. O să mai merg în Nether și o să mai strâng niște coarzi.
Deci așa, dacă facem așa, trebuie să facem la toți pereții și nu ne ajunge. Ia. Ne ajunge oare? Nu, nu ne ajunge. Nici măcar pentru asta nu ne-a ajuns. De ce? Deci, nu credeam că o să se ducă așa repede un stack și 32 de coarți. Dar uite că s-a dus. Haide să ne culcăm și să mergem în Nether. Yay! Nether. Și a început ploaia. Bine. Foarte fain. Uitați-mi. Și poate să și plouă în Minecraft. Și e foarte ciudat că nu stinge torțele. Asta e ciudat în Minecraft. Vine ploaia și nu stinge torțele. Da. Așa. Și se oprește și ploaia dacă dormiți. Bun. Haideți să ne frică un pic, să nu mor, dar na. Trebuie să mergem. Avem tot ce ne trebuie. Un patul nu-l folosim. Așa. Avem și noroc cu sabia asta. Na, bine. Nu. Cu Unbreaking 3, foarte tare. Credeam că îmi pică și mie un șarp, mi-e spun ceva, nimic. Dar avem power pe ăsta, ceea ce-i bine. Bun. Hai, building, terrain, așa, așa. Bun, ne trebuie niște quartz acum. De unde luăm noi niște quartz? Uitați ce șmecherie puteți să face. Puteți să faceți așa ca un fel de casă la portal. Adică să o înconjurați așa toată cu cobblestone. Și atunci dacă vine o fantomă, ci var, nu va mai putea să vă distrugă portalul. Așa. Fiindcă da. Cobblestone am impresia că reziste la explozii, da, pentru că mai știți că mi-a dat o fantomă aici, sau nu mi-a dat o fantomă aici, sau, da, mi-a dat, când mă jucam eu off-camera și m-am antrenat, mi-a dat în drum și n-am pățit nimic, fiindcă vrea să vină la mine. Așa. Acum nu o să mai facem drumuri și din alea, am mai strâns off-camera cortul ăla, fiindcă pe filmare am strâns 57, dar eu ia acolo e lavă. Nu. Așa, pe filmare am strâns și 7 și pe off camera am strâns ăsta cât până la un stack și 32. N-am chef să calculez acum, fiindcă că mă împing un fantomă. M-am dus. Pa. Deci, pe aici am găsit niște coarți, uitați în partea aia. Să vedem dacă mai găsim și acum. Uitați, am pus pe aici niște torțe. E bine să aveți torțe Nether, fiindcă este un pic întuneric și mai aduce un pic de lumină. Nu mai avem. A, da, și alea sunt glowstone. Alea, dacă vă duce să le iați, este luminează. Glowstone-ul acela. Deci este ca torta, numai că, na, este glowstone. Și am uitat să-mi aduc papuși de gold. Nu. Oh. Da, și puteți să faceți și trade cu piglini, o să vă arăt, dar trebuie să-mi aduc papuși de gold. Am uitat că nu trebuie... Pe papuși de gold. Iai. Foarte periculos pe aici. Am uitat că îmi trebuie papuși de gol. Nu. Piglinilor, fiți cu minți. Nu mă atacați. Că nu-i bine. Așa. Hai. Cu minți, piglinii, cu minți. Piglini. Mă tot uit în spate să nu fie vreun piglin aici. Am pus și pe drum niște torțe, să nu se spawneze nimica. De fapt, tot se spawnează, dar nu așa de mult.
Bon. Haideți, haideți la... La gol. Care am lăsat încet acolo. Da. Bun. Deci, aici sunt papucei de gold. Uitați. În chestul ăla mi-am lăsat acolo, fiindcă nu vreau să-i duc la mine, că poate nu. Îi pierd. Dar eu tot pierd. Bun, gata. Deci aici unde îi la arme, am aici papucei mei de gold, frumoși și eleganți. Și acum ne putem duce în nether. Da. Am strâns numai două atâta quartz. Nu, ne trebuie mai mult. O să stau și o să stăm și off camera după quartz, să văd dacă reușesc să stăm ceva. Dar nu cred, pentru că nu prea mai este quartz, l-am luat pe tot. Nu, de ce? Ia uitați, sau mai putem face trade-uri cu pigline să ne dea quartz, dar nu am gol la mine. Deci dacă cum faceți trade cu pigline așa, trebuie să aveți o bucată de gold, un gold ingot la voi și dați la piglin și atunci ei o să-ți dea ceva în schimb, ender pearl-uri care îi primești de la enderman, dar și de la piglin. Bun. Și mai multe chestii. Da. Așa. Pe aici mai avem ceva? Nu știu. Uitați, ăștia sunt piglini. Dacă avem gol, nu ne atacă. Bun. Uitați niște quartz. Yes. E mult. Bine, bine, bine. Îmi convine. E, rimă. Hai, și haideți că facem și XP aici. Dar sper să nu mai pic într-o groapă din aia. Cum e asta. Să sigur mor. Sau, dacă nu mai vreau să murim de la foldemeni, există un enchant care se numește Feather Falling și atunci când picăm, nu o să ne e mai, nu o să ne luăm atâta damage. Bun. Sau, după quartzul ăsta putem să săpăm așa și în munți, pur și simplu. Numai că există riscul să dăm de lavă și atunci o să murim. Dar putem să stăm distanțați de când eliminăm și atunci nu cred că o să mai avem probleme cu lava. Și în Nether curge mult mai repede lava. În Overworld curge, am impresia că 3 sau 4 blocuri, mai știu, cred că 4 blocuri și în Nether curge 8 blocuri. Deci e mult. Așa. Și pe unde am venit? A, uitați pe acolo. Tot. Mă speriu că-s gropile astea pe aici. Și cred că o groapă de aia mare și mă duc direct în ea, știți? Da. Avem 21 de quartz și un stack. Numai 27 de blocuri, serios? Putem să mai săpăm, uitați, în felul acesta. Că punem și niște torțe. Bun. Putem să săpăm așa. Uitați așa după quartz. Ar fi ceva. Și trebuie să stăm așa distanțați, fiindcă dacă vine ceva lavă sau picăm într-o groapă, asta e, ne-am dus. Doar că așa este mult mai greu să prins quartzul. Uitați că deja nici măcar n-am prins. Da. Oh, vedeți cum era să pic aici. Da. Asta e riscul, fiindcă nu vezi pe unde mergi și atunci pic, dar trebuie să stai așa foarte distanțat. Bun. Vedeți, așa cu pickaxe-ul aici, fiindcă dacă vine o lavă de acolo și te ia, ești zip, pa. Fiindcă aici curge foarte, în Nether curge foarte repede lava.
Adică de două ori mai repede ca numărul sau de trei ori, nu mai știu. Cred că de vreo două ori mai repede ca un overworld, deci ui ceva. Așa. Păi hai să săpăm pe aici, să vedem. Ah, mă tot gliciuiesc. Așa. Și după cum vedeți, nu prea dăm de quartz, așa că haideți înapoi. Sau putem să mai săpăm, uitați și așa. Dar nu prea... Deci, nu, așa nu prea găsești quartz. Numai că na. Trebuie să sape aici. Deci, două blocuri. La fel cum facem și în mină. Numai că facem așa, uitați. Na. Una, două. Aici. Și este foarte plictisitor. Și nu prea produci nimic, niciun quartz, nici ceva. Na. Trebuie să găsești tu așa, pe aici, niște quartz. Bun. Haideți să mergem și, uitați, mai avem pe aici niște quartz. Dar mi-e frică să mă duc pe acolo, fiindcă pot să pic în lavă oricând. Și da. Scuzați-mă. Bun. Pe acolo pot să pic oricând și nu prea vreau. Uitați, ne putem duce pe acolo. Într-un episod putem să facem un pump acolo, uitați, pentru că acolo putem să găsim și acolo cort. De fapt e aceeași insulă cu ăla, da, cred, dar mai facem și acolo un drum ca să nu trebuiască să ocolim atâta și chestii din astea. Oh, bun, haideți să ne și culcăm. Uitați aici. Bun. Să ne culcăm și noi. Așa, hai, culcă-te. Bun. Cam acesta a fost și cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, uitați așa. Și dacă mai vreți episoade și vă plac episoadele mele, nu uitați să apăsați și pe butonul de subscribe. Este gratis. Și dacă nu vă mai plac videoclipurile mele, puteți să vă dezabonați oricând. La revedere!